Bine este cu Domnul, bine este în Domnul și în seara aceasta, printre multele minuni de care am avut parte până aici, este și minunea de a fi în casa Domnului. Credeți că și asta este o minune? Credeți că și acesta este un lucru care trece dincolo de normal? Minunea este ceea ce n-ar fi normal sau natural să fie. Nu cred că ar fi fost normal. Atâtea lucruri se puteau întâmpla și se întâmplă mereu în jurul nostru și faptul că trăim, faptul că suntem în casa Domnului, este o minune. Fiecare zi adăugată la viața ta este o minune. Fiecare clipă în casa Domnului, fiecare ceas în rugăciune este încă o minune pe care Dumnezeu ne-o dăruiește și de aceea vrem cu toată inima noastră să-L binecuvântăm pe El. Amin. Vă invit acum să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în 2 Împărați, capitolul 6 și vom citi primele 7 versete. 2 Împărați, capitolul 6. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Seara aceasta mi-am propus, deși am citit pasajul acesta, mă voi referi la mai multe evenimente din viața lui Elisei și, de fapt, mă voi rezuma la activitatea lui, la minunile lui, la slujirea lui, la lucrarea lui, pentru că pentru mine personal Elisei reprezintă un profil perfect al slujitorului. Elisei este un model ideal pentru un tânăr pastor sau un tânăr slujitor. Este un reper de înaltă ținută morală și spirituală. E, cu alte cuvinte, cineva de la care poți să înveți și chiar trebuie să înveți. Un om care relaționează corect cu semenii lui. Un om care îl reprezintă într-un mod demn pe Dumnezeu. Un om plin de pasiune pentru slujire, un om dinamic și plin de energie pentru lucrarea lui Dumnezeu. Un om smerit și un om care colaborează corect cu cei din jur. Biserica Philadelphia Mansui are 3 păstori, 3 prezbiteri, 5 diaconi și atâția și atâția slujitori. Însă în această zi mă voi referi la Elisei pentru că titlul mesajului din această seară este Inima slujitorului. Mă voi referi nu numai decât la cei ordinați, slujitorii ordinați. Eu cred că fiecare membru al bisericii este un slujitor. Credeți asta? Vă doriți asta, fiecare dintre voi trebuie să fie slujitor, să slujească. Adică dincolo de caracterul de om mântuit, dincolo de lucrarea mântuirii pe care a făcut-o Domnul, fiecare trebuie să slujească într-un fel. Fiecare dintre voi este și trebuie să fie un slujitor. Și în această seară aș dori cu harul lui Dumnezeu, chiar dacă nu era rândul meu să predic, așa se întâmplă de multe ori tot. Trebuie să înlocuiesc pe altcineva, însă îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu prin acest cuvânt să ne vorbească. Eu personal, când am studiat acest pasaj, aceste pasaje, viața lui Elisei, am realizat cât de multe lucruri frumoase poți învăța de la acest om. Poți învăța cum ar trebui să fie inima slujitorului, pentru că acesta este titlul mesajului, inima slujitorului. Slujitorul cu inimă bună, omul care îl slujește pe Dumnezeu din inimă, nu pentru că deține o funcție, nu pentru că s-a întâmplat să fie așa, ci un om care tot ceea ce face, face din inimă. Și doresc ca Dumnezeu să facă și inima noastră să fie o inimă bună. E un
pasaj în Vechiul Testament, în Exodul, când au fost acolo oameni care au dăruit pentru Domnul, care au lucrat pentru Domnul, pentru facerea cortului. Și îmi place o expresie, o sintagmă folosită acolo: femeile cu tragere de inimă, oamenii cu tragere de inimă. Dacă am fi și noi așa cu tragere de inimă, știi, când te trage inima, când te trage inima, nu trebuie să te mai motiveze altcineva, nu trebuie să te mai încurajeze cineva, nu trebuie să insiste cineva pe lângă tine să faci ceva, pentru că te trage inima la acel loc. Te trage inima. Știți, cel care slujește cu tragere de inimă, știți care era problema? Știți ce s-a întâmplat atunci cu Moise? Foarte ciudat. A trebuit Moise să se ducă în fața poporului și să spună: destul, gata, ajunge, nu mai dați. Asta înseamnă tragere de inimă. Să spună: ați cântat prea mult, veniți, faceți prea multe repetiții, puțin mai puțin, că parcă e prea mult. Asta înseamnă cu tragere de inimă. Omul care nu trebuie împins să facă ceva, ci cumva mai trebuie frânat să nu cumva să facă prea mult. Oameni cu tragere de inimă, și la fel îl văd pe Elisei, un om cu tragere de inimă, un om cu inimă bună, un om care are o inimă curată, o inimă deschisă, o inimă plină de pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și facă Domnul să fim și noi, fiecare dintre noi, la fel ca Elisei. Amin. Așadar, să vedem cum era Elisei. Ne vom opri asupra câtorva minuni, doar așa fugitiv le vom enumera, cel puțin 8 minuni, ca să înțelegem ceva din caracterul acestor minuni săvârșite de Elisei, la care a lucrat Elisei, să înțelegem unde era inima lui și cum relaționa el cu oamenii. Avem în doi împărați, toate sunt în doi împărați, în capitolul 2, de la versetul 19, avem vindecarea apelor de la Erihon. S-au mutat acești fii ai prorocilor la Erihon, au spus: așezarea e bună, locul e bun, singura problemă nu este apă bună, este o apă amară. Și se duce omul lui Dumnezeu, aruncă un blid cu sare și apa devine bună, devine potabilă și locul acela devine un loc bun. Apoi un pasaj din care s-a citit nu demult, 2 Împărați capitolul 4 de la versetul 1, înmulțirea unde lemnului. O femeie, soția unui proroc, a rămas văduvă, doi copii de-a ei riscau să fie luați robi de către cel care avea banii dați în împrumut, și face apel la omul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu ajută această familie să scape de datorie, înmulțind puținul unde lemn pe care această familie îl mai avea acasă. Puținul devine belșug, belșug de binecuvântare, și oamenii ce au acum bani, au tot ceea ce le trebuie ca să poată viețui mai departe. Apoi avem tot în capitolul 4, de la versetul 36, dar tot capitolul vorbește imediat după asta, vorbește despre o sunamită, o femeie bogată care insistă ca Elisei să vină pe la ei pe acasă, ori de câte ori acolo, pregătește o daie sus, îi dăruiește hrana de care avea nevoie, și familia aceasta nu avea copii. Elisei se roagă pentru această familie să aibă copii, copilul acesta crește, într-o zi însă moare și Elisei merge din nou în acea casă și vindecă, înviază pe acel copil. Apoi se adună fiii prorocilor să facă într-o oală mare, în oala mare să facă o ciorbă, și se trezește unul că strânge și el ce găsește pe câmp și aduce ceva ce este toxic, ceva ce este otrăvitor. Pune în ciorbă, oamenii au văzut, moartea este în oală, nu mai putem mânca. Și Elisei face și de data asta o minune, aruncă puțină făină acolo, se roagă și ciorba aceea, dintr-o ciorbă otrăvită, otrăvitoare, care să aducă moartea, aduce viața și nu se întâmplă nimic. Tot în capitolul 4, de la versetul 42, găsim un om care vine, un om bogat sau, mă rog, un om care vrea să facă și el bine oamenilor lui Dumnezeu și aduce niște pâini de orz, aduce și el ceea ce are, dar
când se face numărătoarea, când se face distribuția, realizează că chiar dacă omul acesta a dăruit, a dăruit totuși puțin față de nevoile lor. Ei aveau nevoie de mult mai multă pâine, erau mai mulți la masă decât a adus omul acela. Și Elisei se roagă ca Dumnezeu să înmulțească pâinile acelea. Și Dumnezeu înmulțește pâinea. Apoi în capitolul 5 avem un general, Naaman, bolnav de lepră, un om care nu a găsit remediu pentru boala lui nicăieri în altă parte, dar o fetiță îi vorbește soției acelui general despre omul lui Dumnezeu, despre Elisei. Până și fetița aceea știa că este în Israel un proroc, un om al lui Dumnezeu, unul care face minuni. Dacă ajungi la el negreșit, nu se poate să nu fii vindecat. Așadar, Naaman pornește spre Israel, ajunge la Elisei și face până la urmă ceea ce îi spune Elisei, se scaldă de 7 ori în Iordan și când iese a 7-a oară din râul Iordan, iese cu pielea curată ca unui copil și este vindecat și se aduce slavă lui Dumnezeu și pentru aceasta. Urmează capitolul 6, când fiii prorocilor se strâng, spun locul este prea strâmt, hai să facem, hai să construim, fiecare lucrează, n-au fiecare tot ceea ce le trebuie, dar unul dintre ei împrumută o secure și securea aceasta cade în apă și cer lui Elisei să-i ajute să recupereze securea din apa Iordanului. Și Elisei aruncă un lemn și fierul acela plutește pe apă, învingând forța gravitației și toate legile fizicii și omul acela își recuperează securia. Urmează apoi o invazie a sirienilor, asupra, un asediu asupra cetății Samariei, vine armata siriană și Elisei se roagă ca acei oameni, soldații aceia, să fie orbiți. Se vorbește despre orbirea sirienilor. Și sirienii sunt orbiți, nu mai știu unde se află, nu știu ceea ce se întâmplă, s-au trezit în mijlocul Samariei. Totodată, atunci când s-a întâmplat și s-au întâmplat în timpul acelui război, s-au întâmplat aceste lucruri, totodată Elisei s-a rugat ca Dumnezeu să deschidă ochii lui Gehazi, slujitorul său, ca Gehazi să vadă un lucru, cei care sunt cu noi sunt mult mai mulți decât cei care sunt cu ei. Și aceasta este o realitate și mă rog ca Dumnezeu să lucreze și asta, să ne deschidă și nouă ochii. Cazul Furdui cred că este un exemplu destul de clar. Este ceva ce pentru cine trăiește cu Dumnezeu, cine trăiește experiențele cu Dumnezeu, știe această realitate. La cârma istoriei stă Dumnezeu. În controlul tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Cei care sunt cu noi sunt mai mulți și mai puternici decât cei care sunt cu ei. Și dacă se întâmplă ceva rău, se întâmplă doar pentru că Dumnezeu permite, Dumnezeu îngăduie pentru un timp cel rău să domine, cei răi să domine, cei răi să facă răul și să facă rău chiar copiilor lui Dumnezeu. Dar pe tron stă Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, trecând în revistă aceste minuni, realizăm câteva lucruri apoi imediat despre Elisei. Un om cu o inimă bună, un om cu o inimă deosebită, un om cu o inimă de slujitor. În primul rând, slujitorul cu inimă bună este accesibil. Este accesibil. Ce s-a întâmplat? Erau acolo, sunt numiți fiii prorocilor. O școală a prorocilor, oameni care se adunau, aveau daruri de la Dumnezeu, prorocie, dar totodată se adunau la un loc, erau în echipe mai mari, erau mai mulți acolo, la un loc. Și Elisei a ajuns un om ca un magnet care îi atrăgea pe toți. Mulți tineri s-au apropiat de el, au fost acolo, era ca un fel de școală, de seminar la care se adunau și erau acolo la un moment dat. Locul în care au locuit a devenit prea strâmt, adică nu aveau camere, nu aveau spații suficiente pentru toți, începeau să vină tot mai mulți tineri dornici să-L caute pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. De aceea inițiativa lor nu este, asta e, locurile sunt limitate, ne pare rău, faceți altceva sau sunt locuri limitate și atât.
ce îi spun, dacă sunt locuri limitate, dacă nu mai avem spațiu, mergem undeva și creăm ceva mai mare, facem ceva mai larg, ceva, nu spune, hai să deschidem altceva pe lângă sau să facem mai multe, ci spun, hai să facem ceva mai larg. Îmi place de Elisei pentru că este un slujitor accesibil. Ce înseamnă pentru mine accesibil? Acești tineri, acești fii ai prorocilor, îi se adresează, îi se pot adresa. Ei bine, în zilele noastre, cum aș traduce asta, un om pe care dacă îl suni îți răspunde, dacă îi scrii îți răspunde, își face timp să vorbească cu tine, asta înseamnă accesibil, să-i poți vorbi. Ei l-au rugat, au avut cu cine sta de vorbă. Un om care răspunde. Nu e ușor, eu știu destui slujitori care nu ți-ar răspunde, mai ales numere străine, nici să, nu știu ce se întâmple, vorba de aici, nici să fie ferestre în cer. Un om accesibil. Numărul de telefon poate să fie public, e-mailul poate să fie public, poate să te sune cineva. Nu poți totdeauna, e normal, dacă mă sună cineva acum, nu pot răspunde. Poate nu pot răspunde seara asta, mâine sun, dacă a sunat, caut. E ceva foarte greu, de asta spun eu, sunt primul care am de învățat de la acest om, dar îl văd un om accesibil. Cineva la care poți apela, cineva la care poți găsi acces. Poate nu întotdeauna destul de ușor, dar găsești acces, accesibil. Italienii au un cuvânt iragiungibile sau ragiungibile. Cam asta este Elisei, un om ragiungibile. Adică poți să ajungi la el. Ai acces la el. În al doilea rând, el nu numai că este accesibil, adică nu îți deschide ușa, zâmbește, așa cum știam noi un președinte. Bine spunea cineva despre domnul Iliescu, mai este încă în viață. El primea pe toți, zâmbea, dar nu rezolva nimic. El zâmbea, spunea da, da și rămâne acolo și cam așa au învățat mult diplomația asta. Da, 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 te ajut și zâmbim, plecăm și nu rezolvăm nimic. Omul acesta e un om disponibil. Au spus ei, părinte, hai cu noi, vino cu noi. Sau la început a spus, vrem să mergem. Ne lași? Da. Fii bun, vino cu noi. Și el a spus, bine, merg, simplu. Disponibil. A, nu, eu am agenda încărcată, frate. Stai să mă uit, dar e plin. Și dacă nu e plină, el tot așa și-o face plină. Sunt unii care parcă au agenda pe 10 ani deja încărcată, că un om disponibil. Hai să mergem, hai să facem ceva. Nu uitați că, și vreau să înțelegem cam ce se întâmplă acolo, era un fel de casă, casă mare, școală, nu știu cum era structura aceea, dar ce ne spune aici, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Deci, cu alte cuvinte, era o casă unde locuia Elisei și acești fii ai prorocilor și-au făcut case, camere în jur și nu mai aveau camere suficiente. Și îmi place că o să ajungem și la capitolul acesta mai târziu. Oamenii aceștia spun, vrem să facem ceva mai mare, vrem să facem ceva mai amplu, vrem să facem ceva mai bun, mai încăpător pentru toată lumea, să poată fi cât mai mulți. Dar era, teoretic, aceea era casa lui Elisei, teoretic. Unde locuim noi cu tine? Un om disponibil, un om, nu el s-a dus să le bată apropo, hai să facem ceva, nu el s-a dus să le ceară, dar un om disponibil să ajute, disponibil să se implice. Și îl vedem în toate minunile care s-au întâmplat, îl vedem totdeauna un om disponibil. Dacă te uiți și faci diferența între împărat, haideți să luăm cazul Naaman. A venit Naaman, s-a dus mai întâi în capitală, s-a dus la palat, s-a dus la rege, a venit cu scrisoarea din partea împăratului Siriei și a spus, uite, îl trimit pe Naaman să-l vindeci. Când a auzit ăsta atâta scandal, și-a rupt hainele, dar cine sunt eu și cine se crede și atâta gură mare. Elisei, când vede tot teatrul ăsta făcut de împărat, trimite vorbă și spune, nu te mai alarma atâta, ce atâta scandal, trimite-l la mine să știe că în Israel este un Dumnezeu. Ce așa un lucru de complicat, ce atâta comedie, ce atâta lucru, ce atâta teatru.
Un om disponibil. Un om gata să primească. Un om care nu, imediat, gata, e o insinuare, caută război, că asta a spus deja împăratul, uite, vine, caută ceartă cu mine, caută război, mă tachinează, nu știu ce îmi face, el vede, se victimizează imediat. El este un om disponibil, un om care spune, trimite-l la mine acasă, trimite-l la mine, îl primesc eu, îl ajut eu. Un om înțelegător. Au venit oameni la el și am explicat cât de cât minunile pe care le-a făcut, ca să înțelegem că foarte multe din minunile lui sunt niște minuni pe care eu le pun în categoria sociale, minuni sociale. Adică oamenii nu au bani, au datorii și el îi ajută cu rugăciunea, cu minunile care se fac, n-au pâine, n-au apă și e vorba de acele lipsuri materiale în care omul lui Dumnezeu se implică. Minuni sociale, minuni care vin și împlinesc o nevoie materială. Un om înțelegător, un om care înțelege prin ceea ce trec oamenii, care înțelege ce înseamnă o văduvă cu doi copii care riscă să piardă copiii ei după ce a pierdut soțul, să piardă și cei doi copii și dă seama că e prea mult și face tot posibilul să ajute această femeie. Un om care știe ce înseamnă să fii într-un loc, să n-ai apă, să n-ai o apă bună și ajută. Un om care știe ce înseamnă să pui la masă și să nu fie pâine suficientă, mâncare destulă pe masă. Un om care înțelege ce înseamnă o familie să nu aibă copii și se roagă pentru ei. Un om care înțelege ce înseamnă să ai un copil, singurul copil și acesta când ajunge mare să moară într-o zi și să fie în culmea disperării. Un om care înțelege pe oameni problemele lor și nevoile lor. Asta este inima slujitorului, inima lui Elisei. Și el nu strânge din nume, spune eu ce pot să fac, n-am cu ce să te ajut, îmi pare rău. Și un om disponibil să ajute, gata să ajute și un om înțelegător. Are timp, își face timp să asculte nevoile oamenilor, problemele oamenilor. Dar totodată, slujitorul cu inimă bună, așa cum a fost Elisei, este și umil. El din toată asta nu face nimic pentru propria imagine. Niciodată nu a vrut să iasă în evidență cu ceva. Chiar cazul Naaman, dacă fac referire tot la Naaman, păi dacă era Elisei în zilele noastre, vine generalul, ministru de război al Siriei la mine acasă, măcar un selfie să fac cu el, nu? Nu. Faptul că a trimis pe altcineva nu a fost o chestiune superficială sau o aroganță din partea lui, ci o umilie, adică, da, nu neapărat, eu țin neapărat, acum am dat eu mâna cu generalul, a fost generalul la mine acasă, acum haide să mă laud și eu puțin. Un om umil care nu urmărește neapărat să pozeze cu oamenii înalți din societate, să facă nu știu ce, să caute, un om care trăiește printre oameni, printre oamenii simpli, printre oameni normali și nu caută, nici din lucrările lui Dumnezeu, nici din statutul lui, nici din ceea ce se întâmplă, să se laude cu ceea ce a făcut. În al cincilea rând, slujitorul cu inimă bună este dezinteresat. Folosesc termenul acesta pentru că nu știu ce alt termen mai bun aș putea găsi. Dar vreau să fie înțeles ce înseamnă dezinteresat, pentru că în mod normal, cei mai mulți dintre slujitori sunt dezinteresați, dar dezinteresați în sensul rău, dezinteresați, nu le pasă de biserică, de lucrare, de cum merge, de ce o fi și de nimica. Important să meargă altele. El este dezinteresat și când spun dezinteresat, dezinteresat de sine și dezinteresat în sensul că nu urmărește interesele personale. Așa cum erau cerințele în Vechiul Testament și în Noul Testament, trebuia să fie omul lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, să fie vrăjmași ai lăcomiei. Adică să nu fie niște profitori. Și luați câteva exemple. Femeia aceea vinde unde lemnul și are de acum bani, vinde, strânge bani. Observați că Elisei nu bate niciun apropo, acum că ai tu bani, na, fă și tu ceva pentru Domnul. Nu bate niciun apropo. Vine Naaman
El nu iese să stea de vorbă cu el. Naaman, după ce este vindecat, spune: te rog frumos, eu am venit cu carul, am venit cu bogății după mine, te rog să primești un dar, să primești un cadou. Și Elisei nu-l primește. Gehazi, slujitorul lui, și gândiți-vă, numai ca să faceți comparația între Gehazi și Elisei. Elisei refuză politicos, Gehazi spune: oh, l-a cruțat, l-a iertat. Păi dădeam lovitura, acum venea, aveam sponsorizări, vă dați seama, a venit omul acesta, ministru, a venit cu bani, cu care, cu... Și până la urmă Gehazi înscenează, minte, vine și spune: uite, ajunge din nou pe Naaman cu carul lui și îi spune: te rog, uite, Elisei, nu că s-a răzgândit, dar a venit cineva, nu pentru el, dar pentru, au venit niște tineri și să le dea ceva, n-are cu ce să-i primească, și te rog, dă ceva și tu. Ce-ar fi nevoie, întreabă Naaman? Un talent de argint ajunge. Știi ce înseamnă un talent? Talentul normal înseamnă 36 de kilograme, talentul regal însemna 50 de kilograme. Dar să rămânem că numai 36 de kilograme de argint erau acolo. Naaman insistă și zice: te rog frumos, un talent, mă faci de râs, măcar doi, dacă tot a acceptat Elisei, măcar doi talent, 72 de kilograme de argint, pe lângă celelalte haine și ce a mai dat, alte lucruri. Atât de mult era argintul acela, încât Gehazi nici măcar nu-l putea duce singur. A trebuit Naaman să ia doi slujitori, doi robi, să-l ducă până sub casă, acolo undeva. I-a lăsat Gehazi acolo: mulțumesc, lăsați-l aici, las că de acum încep eu să fac dute vino și să îl duc în casă. Observați cum este inima lui Elisei, un om dezinteresat. El nu este interesat de avantajul lui personal, de interesul propriu. Sunt atâtea cazuri, dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat, la toate minunile lui, tot ce s-a întâmplat acolo, omul acesta n-a urmărit interesul lui personal, ci întotdeauna s-a gândit la cei din jur, și chiar și cu femeia cea bogată. Îmi place că Biblia subliniază acel cuvânt: a stăruit de el. E mare diferență, adică nu înseamnă că Elisei nu depindea, că am spus, un om deja a venit, a adus pâini pentru seminarul lor, pentru școala prorocilor, dar nu, oricât au fi fost de multe, nu erau suficiente. Ei trăiau din ceea ce aduceau oamenii, dar el era un om cu bun simț, niciodată nu cerea el, nu stăruia el: dă-mi, fă-mi, ajută-ne, ci ceilalți, femeia cea bogată, familia cea bogată, trebuia să stăruie de el, să insiste la el: te rog, când mai vino pe aici, te rog, vino pe aici, uite, ai camera ta, ai odaia ta, ai totul pregătit, masa e pregătită, pregătim noi tot. Au stăruit de el, nu stăruie el. E mare diferență între un astfel de slujitor și, din păcate, nu știu, poate ați văzut și voi clipul, nu vreau nici să fac reclamă negativă, dar auzi de multe ori și vezi oameni care doar cer și cer și atât. Oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii care se roagă lui Dumnezeu, cer lui Dumnezeu, și apoi, dacă cineva vrea să facă un bine, nu trebuie să se simtă niciun fel obligat, și niciodată un om al lui Dumnezeu nu merge așa cu ceruturi de... Un om al lui Dumnezeu, Elisei, de care trebuie să se țină cel care vrea să facă un bine, să stăruie de el, să insiste: te rog, Naaman a stăruit, dar el n-a acceptat deloc. Familia aceea bogată a stăruit și până la urmă a acceptat. Un om, deci îl numesc acest caracter, un om dezinteresat. Nu-l interesează profitul lui, avantajul lui personal, nu-l interesează ceea ce-i trebuia lui personal. De aceea slujitorul cu inimă bună este apoi și altruist, se gândește la altul, el trăiește pentru altul. Nu este un egoist, nu este totul în jurul lui, nu este totul doar pentru el. El se poartă cu ceilalți, dar deși e numit părinte, am spune noi șeful, liderul, cum vrem să-l numim noi, dar el
se gândește la alții, el le ajută pe alții, toate minunile pe care le-a făcut, toate au avut de a face cu alții. Nu a cerut minuni pentru el, ci totdeauna a cerut minuni pentru alții. Totdeauna s-a rugat pentru alții. E important asta ca slujitor, e important asta ca slujitor, dar când spun slujitor, repet, nu mă refer la, doar la slujitor ordinat sau slujitor care predică, fiecare dintre noi este slujitor, dar când spui slujitor, gândește-te la lucrul acesta. Când te rogi, să te rogi pentru alții. Când ceri lui Dumnezeu ceva, să îi ceri pentru alții, să fii interesat pentru alții, să dorești binele celor din jurul tău, asta înseamnă să fii altruist, să nu te gândești doar la tine, doar la nevoile tale. Al șaptelea rând, ceea ce îmi place la acest om, cu un slujitor cu inima bună, este un om, să-l definesc, pacifist. Un om care trăiește în pace, care reușește să adune o echipă destul de mare, care se mulțește tot mai mult, ceata prorocilor, fiii prorocilor se adună, trăiesc în pace, în armonie, în înțelegere, este un om pacifist, dar se întâmplă ceva. Vin sirienii, și am spus deja minunea asta, ajung fără să vrea în Samaria, sunt orbiți, nu-și dau seama, ei tot căutând să ajungă la război, toți întrebau unde mergeți la război, ne pregătim, au ajuns chiar în piața centrală a Samariei. Când li s-au deschis ochii, deja soldații regelui lui Israel i-au luat prizonieri, i-au înconjurat, Elisei era acolo, împăratul spunea, oh, ce a lucrat Dumnezeu, slavă Domnului, mi-a dat Domnul pe mână, acum ai căsăpesc, acum i-am terminat pe toți. Să-i măcelăresc, părinte? Ne-a dat Domnul pe mână, acum mai facem praf pe toți. E bine, Elisei nu are o astfel de gândire plină de răutate, de violență, tocmai pentru că este un om pacifist și el spune nu. Nu fă așa, oprește spirala asta a războiului, oprește spirala asta a răutății, a violenței. Fă altceva. Au venit soldații aceștia, Dumnezeu le-a închis ochii ca să ajungă aici, să-i dea pe mână și tu astăzi poți să le dai cea mai importantă lecție din viața lor. Că noi nu suntem dușmani, că noi avem un Dumnezeu care vrea pacea, că noi avem un Dumnezeu care este de partea noastră și care poate să-i topească și poate să lucreze. Uite cum au ajuns, pentru că Dumnezeu le-a închis ochii. Fă altceva, fă o sărbătoare, pune-le masa. Poartă-te cu ei cum nu s-a purtat nimeni niciodată. Și așa a făcut acel om, așa a făcut împăratul. A luat acea armată care a venit acolo, i-a pus la masă, le-a dat să mănânce și i-a lăsat liberi. Nu i-a huiduit, nu i-a bătut, nu i-a jefuit, i-au lăsat să plece. S-a întâmplat ceva extraordinar, ceva extraordinar de care Biblia ne spune despre lucrul acesta în tot în acest capitol 6, versetul 23, împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Asta înseamnă să fii pacifist, să urmărești pacea. El a împlinit în Vechiul Testament ceva ce era scris în Noul Testament, că asta înseamnă să fii până la urmă proroc. Să trăiești în viitor, nu numai în prezent, nu numai în trecut. Da, atunci în Vechiul Testament era simplu. Ți-a dat cineva o palmă, trebuie să-i întorci și tu. Ți-a scos cineva ochii, scoți și tu ochii. Și așa mai departe. Însă, el a depășit legea talionului. El a trăit deja în Noul Testament, când Domnul Iisus spunea, dacă vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce. Vei aduna cărbune aprinși pe capul lui, adică va înțelege, ceva îl va pătrunde, ceva îl va mișca, ceva îl va cerceta pe acel om, pentru că va vedea că tu ai posibilitatea să-i faci răul, poți să-i faci răul, dar nu îl faci. Asta e diferența între un creștin, creștinul poate să facă rău, dar nu vrea să o facă.
Faptul că tu nu poți să faci rău, ăsta e altceva. Unii nu fac rău pentru că nu pot. Dar dacă ar putea, cât rău ar face? Însă omul acesta poate, ar putea să facă rău, dar nu-l face. Un om care aduce pacea, și s-a întâmplat această minune, noi ne rugăm pentru pace, însă pacea înseamnă și sacrificiu, pacea înseamnă să faci binele, pacea înseamnă să faci tu un pas, pacea înseamnă să hrănești, pacea înseamnă să ierți, pacea are un preț de plătit. Și Elisei, mai mult ca oricând, ne arată ce înseamnă un om care caută pacea. Un om care caută pacea. Astăzi se vorbește de pace, se vorbește de pace în Ucraina, dar Zelenski tot cere arme. Pace cu arme nu se face, pacea se face cu pâine. Pacea se face cu o inimă bună, cu bunătate, cu respect față de cei din jur. Așa se face pacea. Și așa a făcut Elisei, un slujitor, cu o inimă de slujitor. Un om care înțelege ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu, să duci un mesaj al păcii, un mesaj al iertării. Nu era ușor. Să nu credeți că sirienii erau pentru prima dată acolo, să nu credeți că evreii pentru prima dată i-au văzut pe sirieni, au aflat și ei acum cine sirienii. Sirienii le-au invadat de atâtea ori teritoriile. Fata aceea care era în slujba lui Naaman fusese luată dintr-o familie de evrei. Sirienii i-au omorât părinții și au luat-o pe ea acolo. Dar probabil fata aceea tot de la Elisei, a știut de Elisei și a știut de mesajul păcii lui Elisei. Chiar dacă dușmanii tăi ți-au omorât părinții, tu să-i respecti pe cei care au făcut, să le faci bine, tu să fii un rob credincios, să le dorești binele, nu să le spui așa trebuie, Naaman. Te-a pedepsit Domnul că ai intrat peste Israel, lepra, să te mănânce și moartea, acum nu numai lepra. Nu are un astfel de mesaj fetița aceea. Pentru că probabil a învățat de la Elisei, când este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Fă bine cât poți. Fă bine tuturor oamenilor. Fă bine tuturor. Ăsta probabil a fost mesajul pe care Elisei l-a transmis prin viața lui, prin trăirea lui. Și facă Domnul ca și în vremurile acestea tulburi în care trăim noi să fim și noi slujitori cu inima bună. Doamne, dă-ne acea inimă de slujitor. Fiecare dintre noi, în domeniul în care trăim noi, în lucrarea, în departamentul în care suntem implicați, fiecare trebuie să slujim, fiecare dintre noi este un slujitor și trebuie să avem inimă, să avem atitudine de slujitor, să ardem de pasiunea aceasta de a-L sluji pe Domnul așa cum trebuie. Nu să slujim doar pentru că vrem să ieșim în evidență cu ceva, să fim noi cei mai buni, să performăm în ceva, să ne evidențiem cu ceva, ci să slujim cu adevărat celor din jurul nostru. Și închei repetând încă o dată ceea ce caracterizează inima unui slujitor. Slujitorul cu inimă bună este accesibil. Este ușor de ajuns la el, este ușor de găsit, e ușor să îi te adresezi. Slujitorul cu inimă bună este disponibil. Este gata, dacă îl rogi, hai vino cu mine, hai cu noi. Fii bun. Da, vin. Nu trebuie multă insistență. Slujitorul cu inimă bună este înțelegător, înțelege pe oameni, empatizează cu oamenii, știe ce înseamnă suferința lor, nevoia lor, problema lor și toate minunile și toate rugăciunile pe care le face sunt rugăciuni care au de a face cu viața lor de zi cu zi și Elisei pune suflet, pune inimă în asta. Slujitorul cu inimă bună este umil, nu face nimic ca să iasă în evidență, ca să fie cineva, ca să devină un erou și le face pur și simplu pentru că are inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Slujitorul cu inimă bună este dezinteresat, nu urmărește doar profitul, nu se uită oare cât, da, mă duc cu voi, dar cât mă plătiți, cât îmi dați, dar ce-mi iese mie, dar ce câștig eu, nu. Un om care spune, cheamă-mă și voi veni. Un om altruist, un om care se gândește mereu la alții, un om care mereu vrea să-i ajute pe alții, un om care se roagă pentru alții, un om care face minuni, dar nu pentru el.
Îmi place că a fost o rugăciune tot a unui împărat, la fel de altruist, Solomon. Și a răspuns Dumnezeu: Solomon, mi-a plăcut cererea ta, mi-a plăcut rugăciunea ta, fiindcă n-ai cerut pentru tine. Fiindcă n-ai cerut pentru tine nici viață lungă, nici sănătate, nici bani, nici... N-ai cerut pentru tine, ai cerut pentru alții. Îți dau ceea ce ai cerut și îți dau și ce n-ai cerut. Adică îți dau și pentru tine, chiar dacă tu n-ai cerut pentru tine. Obții mult mai mult pentru tine când nu ceri pentru tine. Vei fi mult mai binecuvântat când nu ceri pentru tine și ceri pentru alții. Vei fi mult mai fericit când vei da altora decât ei pentru tine. Vei fi mai împlinit când știi să te jertfești pentru ceilalți și când faci un bine celorlalți. Astăzi medicina confirmă, știința confirmă foarte, foarte bine lucrul acesta și se spune că atunci când omul ajută, atunci când omul împlinește nevoile altora, în organismul lui se secretă acele substanțe care îl fac pe om, acei hormonii fericirii care îl fac pe om împlinit. Când faci ceva pentru tine, nu poți fi împlinit, satisfăcut, fericit, și este adevărat cuvântul acela: ferice de cel ce dă, nu cel ce primește. Cel care dă este mai împlinit în organismul lui, în creierul lui. Se întâmplă acel miracol pe care Dumnezeu l-a creat în om, în organismul uman, ca omul să fie mai împlinit, mai satisfăcut când ajut pe alții. Când faci doar pentru tine, vei avea satisfacție pentru o clipă, o secundă, dar trece. Așa a fost Elisei, un om altruist, un om care s-a angajat pentru alții, să-i ajute pe alții. Și apoi slujitorul cu inimă bună este pacifist, un om al păcii. Fericiți sunt cei care caută pacea, care aleargă după ea. Fericiți și binecuvântați sunt cei care împlinesc pacea, care pacea nu doar atunci când e pace și când e bine, nu doar spun pace, dar în mijlocul unui război, în mijlocul unei invazii. Atunci când soldații sunt pe mâinile tale și poți să faci ce vrei cu ei, ești gata să ierți, ești gata să le pui masa, să le dai pâine, să le dai drumul, să-i binecuvintezi, să le spui: mergeți în pace, mergeți acasă și spuneți stăpânului vostru că aici în Israel noi avem un Dumnezeu care ne învață respectul, care ne învață dragostea, care ne învață bunătatea, care ne învață iertarea, care ne învață să facem bine. Noi nu suntem dușmanii voștri. Noi nu dușmănim pe nimeni, noi nu dorim răul nimănui și demonstrăm asta nu doar prin cuvinte, nu doar prin mesaje frumoase, ci o demonstrăm practic. Puteam să facem răul, dar nu-l facem, pentru că am decis să slujim pe un Dumnezeu bun, pe un Dumnezeu care iartă. Facă Dumnezeu ca inima noastră de slujitor să fie o astfel de inimă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Să avem acea inimă caldă pentru oameni, pentru slujire, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem, să facem cu pasiune, să facem din inimă, să nu ne împingă nimeni, să nu ne motiveze nimeni. Din inima noastră să izvorască acea dorință sinceră și vie de a face bine altora, de a ne implica pentru alții. De asta este nevoie cel mai mult și cel mai mult în perioada aceasta. Când oamenii devin atât de reci, atât de distanți unul de celălalt, să fie totuși tineri, să fie totuși familii, să fie totuși oameni care se mobilizează, care vin și jertfesc, sacrifică timpul lor, resursele lor pentru a face bine altora. Mulțumesc Domnului pentru Biserica Philadelphia Mansuie, care până aici a arătat că are astfel de oameni, dar e nevoie și de alții încă, e nevoie de și mai mult de atât. De aceea mă rog ca Dumnezeu să deschidă tot mai mult inima noastră, să fie inima slujitorului. O inimă ca lui Elisei, o inimă gata să ajute, o inimă gata să caute pacea. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Dumnezeu să ne dea mai departe harul și binecuvântarea lui peste fiecare dintre noi. Amin.